Ministrul Transporturilor Alexandru Răzvan Cuca, luat la întrebări de senatorul PNL Romulus Bulacu. În ședința de plen a Senatului României din data de 25 februarie, parlamentarul vâlcean i-a adresat o întrebare ministrului transporturilor privind secțiunea 6 Ticveni-Râmnicu-Vâlcea a autostrăzii Pitești-Sibiu. Nu este pentru prima dată când parlamentarul vâlcean interpelează Ministerul Transporturilor pentru a afla ce se întâmplă cu secțiunea 6 a viitoarei autostrăzi Pitești-Sibiu. Domnule ministru, autostrada Sibiu-Pitești a rămas doar în stadiu de proiect, deși studiul de fezabilitate pentru șoseaua lungă de 122 de kilometri era gata încă din anul 2008. Traseul întreg al autostrăzii Sibiu-Pitești a fost împărțit în 6 secțiuni: Sibiu-Boița, Boița-Racoviță, Racoviță-Vălen, Vălen-Curtea de Argeș și Ticveni-Râmnicu-Vâlcea. Valoarea totală a investiției în autostrada Sibiu-Pitești ar fi de 3,34 miliarde euro, 85% din sumă, urmând a veni de la Uniunea Europeană. În anul 2017 v-am adresat o întrebare privind detaliile pentru stadiul secțiunii 6. În 26.06.2017 ne-ați făcut cunoscut că această porțiune a autostrăzii este în curs de proiectare în cadrul studiului de fezabilitate. După finalizarea studiului de fezabilitate aferent secțiunii 6, se vor demara procedurile pentru etapa următoare, respectiv proiectare și execuție lucrării. În același răspuns, semnat chiar de dumneavoastră, ați estimat că procedura de achiziție publică pentru proiectare și execuție lucrări va fi demarată până la sfârșitul anului 2017. Anul trecut, senatorul vâlcean Romulus Bulacu a revenit cu o interpelare către Ministerul Transporturilor, solicitând noi detalii despre construcția autostrăzii Pitești-Sibiu. În răspunsul oferit de minister, în data de 4.06.2018, se menționează că pentru secțiunea 6, Ticveni-Râmnicu-Vâlcea, CNAIR are în pregătire documentație pentru demararea procedurii de achiziție publică pentru obiectivul elaborare expertiză tehnică, studiu de fezabilitate și proiect de autorizare execuție. Azi, februarie 2019, în planul de buget al Ministerului dumneavoastră, nici măcar pe hârtie nu mai este menționată legătura autostrăzii Sibiu-Pitești cu Râmnicu-Vâlcea. Mai mult, amendamentul PNL privind finanțarea studiului de fezabilitate al acestei secțiuni și reintroducerea sa în proiect a fost respins. Pe care de consecință, domnule ministru, având în vedere răspunsurile formulate de ministerul dumneavoastră până acum, vă rog să-mi comunicați care este situația secțiunii 6 Ticveni-Râmnicu-Vâlcea a autostrăzii Sibiu-Pitești. Senatorul liberal Romulus Bulacu așteaptă ca ministrul transporturilor să îi comunice în scris care este situația secțiunii 6 Ticveni-Râmnicu-Vâlcea a autostrăzii Pitești-Sibiu.